Suntem gata? Nu, nu-i gata. Îmi dați un semn. Nici nu-i fix. Da. Lăsă-l așa, asta e masă. Bună ziua! Mă numesc Victor Spânu, sunt deputat fracțiunea PAS. Astăzi am ieșit în fața dumneavoastră pentru a vă vorbi despre proiectul de lege despre votul electronic pe care am avut onoarea să-l inițiez. Acest proiect marchează începutul unor noi oportunități pentru sporirea transparenței și eficiența administrației publice locale din Republica Moldova. Inițiativa reprezintă un pas semnificativ pentru alinierea la standardele democratice și tehnologice europene, un pas în parcursul nostru spre Uniunea Europeană. Alături de mine este vicepreședintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Dumitru Ivanov, un susținător și promotor al acestei inițiative, care va detalia importanța și beneficiile implementării votului electronic în administrația publică locală din Chișinău. Prin introducerea votului electronic ne dorim claritate, reducerea erorilor umane, îmbunătățirea accesibilității pentru toți consilierii și, nu în ultimul rând, responsabilizare în procesul de luare a deciziilor. Acest sistem ne va permite să economisim timp și resurse și să ne asigurăm că fiecare vot este înregistrat și contabilizat. Noi am văzut deja care sunt beneficiile utilizării unui astfel sistem de vot în cadrul ședințelor Parlamentului Republicii Moldova. Procesul de vot a devenit mai transparent, calcularea votului nu se mai face prin numărarea de capete, iar cetățenii pot vedea cum și-a exprimat votul fiecare deputat la fiecare subiect de pe agenda. La fel vreau să menționez economiile de timp și materiale care se fac atunci când procesul este digitalizat, fapt care reduce costurile instituției parlamentare. Ne dorim ca acest lucru să se întâmple și la nivel local. Desigur că acest proiect nu vine să oblige investițiile în echipamente acolo unde nu este cazul, în primăriile cu un număr mic de consilieri. Proiectul mai degrabă este dedicat orașelor și comunelor unde numărul de consilieri este mai mare și subiectele abordate în cadrul ședinților sunt de un interes public sporit. Scopul nostru este de a crește transparența și eficiența votării proiectelor de decizii, eliminând în același timp procedurile manuale care sunt adesea consumatoare de timp și susceptibile la erori. În esență, prin această inițiativă ne propunem să asigurăm o desfășurare mai rapidă, mai precisă și mai accesibilă a procesului de vot. Astfel, vom contribui la consolidarea încrederii cetățenilor în procesele noastre democratice. O altă prevedere a proiectului de lege ține de înlăturarea oricăror ambiguități referitor la caracterul public al ședinților consiliilor locale. Prin acest proiect se permite filmarea și transmisiunea în direct a ședințelor de către reprezentanții mass media, reprezentanții societății civile și oricare cetățean interesat. În concluzie, vin cu un apel către administrațiile publice locale să țină cont de aceste bune practici și să le implementeze cât mai curând în localitățile unde acest lucru este necesar. Vreau să îndemn administrația din Chișinău să urgenteze lansarea sistemului de vot în cadrul Consiliului Municipal, din considerentul că pentru echipamentul de vot deja au fost cheltuite peste 1,2 milioane de lei banii locuitorilor orașului Chișinău, dar care nu au fost valorificați timp de mai mulți ani, motivându-se lipsa unui cadru legal. Acum, implementarea votului electronic poate începe chiar din capitală. Pentru mai multe detalii despre intenția de a implementa votul electronic în Chișinău, îl invit pe vicepreședintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal, Dumitru Ivanov. Bună ziua tuturor! Sunt Dumitru Ivanov, vicepreședinte al fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău și vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la această conferință de presă. Înainte de a începe, vreau să-i mulțumesc colegului meu, Victor Spânu, pentru eforturile sale și dedicare de a duce votul electronic pe agenda legislativă.
Inițiativa sa este un exemplu clar al angajamentului PAS de a moderniza și crește transparența administrației publice locale din Republica Moldova, care sunt vitale pentru asigurarea unei democrații la standardele Uniunii Europene. După cum a menționat Victor, domnul deputat, a fost aprobat un proiect de lege care creează o claritate totală referitor la votul electronic în administrația publică locală și pune punctele pe i, dacă e să vorbim, de legalitatea implementării unor asemenea sisteme în cadrul primăriilor. În februarie 2017, 7 ani în urmă, se anunța că a fost finalizată procedura de procurare a sistemului care să permită votarea electronică în Consiliul Municipal Chișinău, iar suma finală pentru sistemul de vot electronic a fost de 1,2 milioane lei. Timp de 7 ani de zile, mai mulți exponenți politici ne promiteau că în curând va putea fi mai ușor de urmărit cum se votează în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, cum votează consilierii anumite proiecte și că vă cunoaște cine și pentru ce proiect a votat și multe, multe alte cuvinte frumoase. La începutul anului 2017, actualul primar de Chișinău declara, citez, am insistat în Consiliul Municipal Chișinău să apară sistemul de vot electronic și din câte am înțeles, spre finele lunii martie, acesta deja va fi. Au trecut 7 ani de atunci, nici urmă de vot electronic în municipiul Chișinău. La ședința Consiliului Municipal din 19 decembrie 2019 am asistat la un spectacol care urmărea doar scopuri de PR și reclamă politică. De asemenea, nu au lipsit declarațiile primarului general că finalizarea regulamentului privind utilizarea acestui sistem este pe ultima sută de metri. Dar în realitate nu a făcut nimic la acest capitol, nici în calitate de consilier, nici în calitate de deputat și nici în calitate de primar general. Apare întrebarea. Se dorea la acea etapă implementarea sistemului de vot electronic în municipiul Chișinău. Cel mai probabil că erau doar declarații politice. Lipsa sistemului de vot electronic în municipiul Chișinău afectează grav transparența procesului de luare a deciziilor și nu contribuie la creșterea încrederii cetățenilor în administrația publică locală. Acum, după ce au fost făcute intervențiile necesare la cadrul legal, nu mai este niciun argument de a tărăgâna implementarea sistemului de vot electronic. Banii publici au fost cheltuiți, sistemul a fost cumpărat, schița de regulament este, a rămas un singur pas, adoptare de către Consiliu a regulamentului intern de utilizare a votului electronic și utilizarea propriu-zisă a votului electronic în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. În timp ce unii vorbeau frumos pe la TV și ziceau că sunt pentru votul electronic, dar nu făceau nimic, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, în colaborare cu deputații PAS din Parlamentul Republicii Moldova, au pregătit toate modificările necesare atât la cadrul legal național, cât și la cel municipal, ca să poată fi armonizată legislația. Iar cetățenii să aibă un mecanism prin care se poate vedea cum votează consilierii municipali și cum sunt apărate interesele lor în cadrul primăriei Chișinău. În termen cât mai restrânși, consilierii PAS vor prezenta proiectul de implementare a votului electronic în municipiul Chișinău, în Consiliul Municipal și vor cere ca procedura de votare să treacă în regim electronic. Acum vom cunoaște dacă vorbele consilierilor care cereau vot electronic au valoare sau au fost pur și simplu minciuni electorale. Un lucru e cert. Votarea electronică e necesară pentru a avea o administrație publică locală în Chișinău mai transparentă și mai responsabilă. În concluzie, invit fiecare cetățean să sprijine acest demers esențial pentru transparență în administrația publică locală din Chișinău. Prin implementarea votului electronic, ne asigurăm că fiecare voce va fi auzită și fiecare vot va fi contabilizat corect. Încă o dată mulțumesc deputatului Victor Spânu și fracțiunii PAS din Parlament pentru efortul depus. Vom depune toate eforturile pentru un Chișinău mai transparent, mai eficient și mai aproape de cetățenii săi. Împreună, putem modela viitorul administrației publice locale în Republica Moldova, aliniindu-ne la cele mai înalte standarde europene de guvernanță și democrație. Vă mulțumim și dacă sunt întrebări, nu, atunci vă mulțumim. Mulțumesc mult, o zi bună!